Astăzi, Toraya Ahmed Obaid, directorul executiv al Fondului ONU pentru Populație, a reamintit cât de valoroși sunt oamenii, indiferent de vârsta lor, iar noi românii ne putem aminti de cunoscutul proverb, cine n-are bătrân să-și cumpere. Cu speranța că va reuși să ajungă la același nivel de înțelepciune și echilibru pentru contribuția însemnată pe care au adus-o persoanele vârstnice de-a lungul anilor la dezvoltarea comunității Medgidiene, edilul Marian Iordache a dorit să le transmită acestora un mesaj. Ziua persoanelor de vârsta a treia este zi internațională, e o ocazie în care să le spun tuturor celor de vârsta a treia la mulți ani, să le doresc sănătate, bucurie alături de familii și de cei dragi și fiecare dintre noi să mediteze o clipă asupra acestei vârste care este vârsta senectuții, o vârstă frumoasă a acumulării de experiență, o vârstă care permite împărtășirea unei experiențe bogate către ceilalți membri ai comunității noastre. Astăzi, la 13 ani de la prima sărbătorire a Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, există mai mulți seniori în lume decât au fost vreodată. O persoană din 10 are peste 60 de ani, iar generațiile în vârstă se măresc mai rapid decât alte grupe de vârstă din cadrul populației. În 2050 se estimează că o persoană din 5 va avea peste 60 de ani.